Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge astăzi. Foarte delicios și foarte culinar, pentru că astăzi o să îndeplinesc o provocare foarte delicioasă de ei. Corect? Corect. Ca să vă povestesc de la ce am pornit pentru această provocare, ei bine, am jucat niște cărți, Macau mai exact, și eu am pierdut. Și provocarea mea a fost să-i fiu sclavul Diei până la sfârșitul zilei. Este seara afară și i-am rugat să-i fac niște clătite americane. Și am un mare avantaj, pentru că nu va fi deloc greu să le fac, pentru că am totul la mână. Și ca să vă explic, vă și arăt. După cum ați văzut și în aceste cadre, vă plouă în gură. Iar eu acum o să vă învăț exact cum să faceți aceste clătite americane, care sunt foarte simplu de făcut, chiar dacă voi nu aveți nicio treabă cu bucătăria. Exact ca și mine. Și apropo, dacă mai vreți astfel de rețete, puteți să dați un mare like, să ajungem la 20.000 de like-uri la acest video și bineînțeles să distribuiți mai departe, că poate unii dintre prietenii voștri vor vrea să facă clătite. Așa că ce avem noi nevoie sunt niște mixuri pentru clătite și apă. Acestea sunt niște mixuri de clătite de la Pankies, mai exact de la lucasbites.ro. Acesta este cu aromă de buttermilk. Pentru cei care vor o aromă mai dulce, acesta este cu chocolate chips și cel clasic. Și ca să vă zic încă o chestie foarte amuzantă, noi am mai avut în casă, doar că s-au terminat, pentru că am mâncat în fiecare dimineață, în fiecare seară, am mâncat cred că și la prânz, nu? Da. Da. Și cred că timp de vreo o săptămână, numai asta am mâncat în fiecare dimineață și în fiecare seară, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Și tocmai de aceea vreau să vi le arăt și vouă, pentru că sunt absolut delicioase! Și dacă vreți mai multe arome, puteți să găsiți la ei pe site lucasbites.ro. V-am lăsat un link în descriere, pentru că sunt absolut delicioase și cu siguranță poate să le facă oricine, indiferent de vârstă. Așa că, hai să trecem la gătit! Aici am ingredientele, pentru că o să vreau să urăm în 3 feluri clătitele. Prima variantă ar fi pentru cei care adoră siropurile și doar fructele. A doua variantă, bineînțeles, pentru cei care adoră ciocolata, yummy. Iar a treia variantă, vrem să facem ceva mai special și anume frigărui de clătite. Așa că rămâneți până la sfârșitul acestui video să vedeți exact ce nebunie delicioasă o să iasă. Să-i dăm bătaie la primul ornament. Dar mai întâi o să vreau să vedem cum facem clătitele. Foarte simplu. O să avem nevoie de mixul de clătite buttermilk. Și ca să vedeți cât de mult îmi plac clătitele, mi-am luat și o ustensilă, mai exact o tigaie specială pentru clătite, pe care o țin întotdeauna, oriunde mă duc, în buzunar, ca o armă. Bineînțeles, avem nevoie și de o tigaie, nu neapărat mică, puteți să folosiți și una normală mai mare. Pe aceste flacoane țiți și un semn până unde o să trebuiască să puneți apa. Așa că prima oară, mixul de clătite. Îi dăm puțin una, astfel încât să se mixeze puțin singur, cu aerul. Punem apă și aveți mare grijă să nu depășiți exact cantitatea respectivă, unde este semnată liniuța aceea. Și apropo, îmi plac foarte mult aceste bidonașe, pentru că seamănă exact cu bidonașele acele de lapte pe care le vedeam în filmele americane. Închidem capacul magic, iar apoi agităm. Și cam atât a fost cu procesul acesta. Agităm bine de tot. Dăm drumul la foc. Eu îi dau puțin cu ulei, dar foarte puțin, astfel încât să nu se lipească. Iar acum, marele secret este să turnăm mixul nostru de clătite, pe care l-am pregătit chiar aici, în tigaie. Acum o să trebuiască să o lăsăm timp de 30-40 de secunde, iar apoi imediat o întoarcem. Arată înăuntru, să vedeți cât este de pufoasă. Mamă, dar ce fel este aburul din ea. Iar acum o să trebuiască să-l fac pe restul și apoi le decorăm. Vreau să vă dau ca un sfat, aceste clătite le puteți mânca indiferent de ora zilei, pentru că și eu le-am mâncat la orice oră când îmi era foame și erau foarte rapid de făcut. Și în 5 minute maxim deja ți-ai făcut clătitele tale preferate și mai ales americane. O să continui să fac restul de clătite și ne vedem direct la ornat. Să-i dăm bătaie! Am terminat prima porție de clătite, acum urmează să le ornăm cu aceste fructe absolut delicioase și cu siropul de arțar. Vă recomand foarte mult cu sirop de arțar să vă faceți clătitele, așa că fiți atenți la asta!
arată senzațional. Acum o să trecem la două porții. Acestea le-am făcut cu buttermilk, după cum v-am zis, iar acum o să facem cu chocolate chips. Procesul este exact la fel, punem apă, agităm bine tot, iar apoi facem clătitele. Ne vedem direct la urnat, să-i dăm bătaie. O să vreau să punem și niște miere pe deasupra, ca să avem încă un sirop dulce de tot. Ma! Și rămâneți neapărat până la final, pentru că acum urmează porția numărul 3 în farfuria asta delicioasă. Yummy, yummy, de abia aștept să le degust, pentru că la sfârșit le și degustăm, fiți atenți! Iar acum, haideți să trecem la tigărui de clătite! Iar acum o să trecem la a treia și ultima porție, dar nu cea din urmă, și o să folosim de data aceasta mixul clasic. Eu deja l-am agitat, este făcut, dar fiți atenți că o să mai avem nevoie de pețișoare de frigărui, pentru că avem o mega, mega surpriză, așa că rămâneți până la sfârșit! Acum o să trebuiască să folosim o tigaie mai mare, pentru că clătitele americane o să le facem mititele, astfel încât să le punem pe frigărui. Să trecem la treabă! Așa cum am spus, avem nevoie de bețișorul de frigărui și de multe mini clătite. Eu am ales să-i pun un sos de căpșuni. Am pregătit și ultima porție de clătite cu un sos de căpșuni și fructe. Frigăruiul nostru de clătituțe este absolut delicios, iar acum urmează degustare, pentru că și mie îmi plouă în gură exact ca și voi. Așa că rămâneți până la sfârșit să vedem care e mai delicioasă. Trebuie să scrieți voi în comentarii care dintre aceste clătite vă plac cel mai mult. Ok, hai să vedem. Prima este cea din mijloc, ați văzut. Haideți că am reușit să iau. Wow! Wow! Bune, clar nota 10 îi dau la asta. N-am cum să-i dau mai puțin. Așa că hai să vedem următoarea. Și mai ales vă zic neapărat că aceste clătite sunt extraordinar de pufoase. Vă reamintesc, dacă vreți să luați și voi aceste mixuri de clătite, intrați pe lucasbites.ro. Linkul este în topul descrierii. Vi recomand cu cea mai mare căldură. Următoarea este aceasta de ciocolată. Și am reușit să tai cel de ciocolată. Așa că bun a venit. Mamă, mă așteptam să se simtă ciocolata mult mai tare, dar e foarte bună. Nota 10. Iar acum ultima, dar nu cea din urmă, este frigăruia de clătite. O să înmoi puțin în sosul de căpșuni. Bă, cum de bună e! Trebuie să o mănânc pe toate, îmi pare rău, și după aia vorbim. Așa că, bineînțeles, nota 10 și la frigăruia de clătite americane. Senzaționale au fost toate, foarte distractiv, și credeți-mă că vă ia mai puțin de 10 minute să le pregătiți. Puteți să vă faceți dimineața foarte frumos ca un mic dejun, mai ales dacă sunteți mămici, părinți, pentru copiii voștri este ideal. Mai ales că nu conține euri și este foarte sănătos. Des, pentru copii nu vă recomand varianta aceasta cu Nutella, pentru că după aceea vă sar în cap copii, dar aceasta cu fructe este toasă bună. Asta a sfârșit, am fost sclavul ei, așa că, Dia, servește-te. Pe care o vrei azi? Cea cu fructe. Cea cu fructe? Mm-hmm. Așa că îți urez poftă bună, un mare like, să ajungem la 20.000 de like-uri, distribuiți mai departe ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să ne urmăriți pe Instagram Florentin Hriscu și pe TikTok Florentin Hriscu oficial. Aveți totul în descriere. Încă o dată vă reamintesc, dacă vreți și voi aceste clătite fantastice, lucasbites.ro, linkul este în descriere, și am postat și o poză pe Instagram extraordinar de delicioasă cu aceste delicatese. Așa că vreau să vă zic că voi fiți cei mai tari dansători și cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Și poftă bună! Și apropo, dacă vă faceți și voi, trimiteți-mi poze pe Instagram și o să vă repostez la mine pe Instagram. Așa că, salutare!